dorința din a vă ține mai mult. Poate a fost ambiția era cu coarnica, o să zic că e anul diavolului. Poate zic și eu așa, că-s bătrân, am 66 de ani, nu știu să zic. Nu cred că un preot să fac așa ceva. După ce l-au monitorizat o perioadă, anchetatorii l-au prins în flagrant pe preotul care ajuta interlopii de după gratis să înșele oamenii prin telefon, prin metode precum accidentul. A fost găsite telefoane și asupra dumnealui la percheziția corporală și în autoturismul care se deplasa la serviciu. Este învinuit deocamdată pentru infracțiunile de luare de mită și introducerea de bunuri și obiecte interzise în penitenciar. Părintele de la penitenciar era apreciat de șefii săi pentru modul în care reușise să apropie deținuții de biserică. Părintele Bălan, care trăiește acolo din 2002, a fost un preot care a slujit foarte frumos biserica. Nu a avut abate și nu am avut probleme sub nicio formă din partea acestuia. Mai multe rude ale deținuților au fost audiate, iar polițiștii au făcut percheziții și în celule. Preotul învinuit refuză să colaboreze cu anchetatorii și a ales să nu comenteze în niciun fel acuzațiile. El a fost reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.